Să fim bine. Să fim mai bine în în urmare, vom continua să ascultăm locul și să vedem. Avem numai lut pe teren, baloți de paie, deja aproape 200 de bucăți sunt cumpărați. Îi putem acționa foarte ușor pentru că sunt în zonă și încercăm să învățăm ce din materiale locale se pot compostiza și probabil că la anul vom fi pregătiți să trecem la fază de construcție, deși nu ne mai apare așa de tare ca dorința arzătoare de a construi, pentru că știm că va veni moment. Și am strâns toată apa care a rezultat de la spălatul legumelor și a fost incredibil cât de multă apă. Ne-a ajuns pentru flash-ul la baie două zile, de la o simplă masă. Cred că am strâns vreo 50 de litri. Și aveam o copaie în baie în care punem apa și încă vreo 3 găleți. Și am umplut 3 găleți care sunt 30 de litri și copaia sigur are 20 de litri. Deci apa aia a fost pur și simplu din ce spălăm la bucătărie. Ce speli? Că te speli pământ, că speli fructa, că speli leguma să o mănânci să-ți faci salată, apa aia se duce pe țeavă și nu se mai întoarce. Da. E, noi am și asta e ce am putut să captăm, pentru că nu avem decât o oală de 5 sau 6 litri. Deci nu ala aia s-au umplut, o duceam la baie, s-au umplut, o duceam la baie, tot așa. Și la baie o dăm la apă ca și cum mai trage apa, în loc de apa pe care o consumi oricum. Și e o economie. Am învățat să ne facem tincturi, creme, alifii, tot felul de chestii. N-am mai folosit medicamente de 2 ani deloc, atol, decât pentru foarte rare momente. Deja, dacă suntem sinceri cu noi, observăm cu toți în ultima vreme, corpul nostru nu mai are nevoie de atâta hrană sau de hrana aia de tradițională, știi? Dar numai că noi suntem tributari obiceiurilor noastre și puțin fricoși de schimbare și atunci în continuare încercăm să mâncăm, să ne îndopăm ca înainte. Dar numai, mă rog. Detergenți am învățat să fac. Așa și l-am cunoscut pe Iulian Duțu și am fost foarte ambițios și acum ne facem singur și pâine. Este extraordinar de mișto să-ți faci pâine. Este o chestie aproape sfântă, să fii tu în stare să-ți faci pâinea ta, știi? Și care să fie total curată doar din apă și făină și sare. Dar Oliana, puteți să-i puneți în spate o coadă care să se întoarcă după vânt. Și mai trebuie și să îi puneți și ei o diodă și un regulator de tensiune, că dacă nu-i puneți dioda, o să vedeți când nu e vânt că se învârte de nebună. Că ea prind din baterie și se învârte. M-am măzgărit, am o până în gâtul măzgărit. Aia e. Tor? Nu, ceva loc de plus, două, trei, de gătit. De gătit, da. Un fel de cuptor. Un focar. Să-l aduci eventual mai coace un pic și să pui niște colțuri de cărămidă, să nu mai pui mai sus. Allez, vas-y, je te regarde. Mmh. Ah, je savais pas que tu allais avoir de la merde sur les pieds. On a, y a de la bouse de vache dedans. De toute façon, une fois que t'as les pieds dedans, hein, ah, voilà, ouais. Faut t'en continuer. Mais moi, le problème, c'est que j'ai des plaies. Oh, tu distingues pas. Tant que tu distingues pas trop, ça va. Ah,
Pare noastre? A, da. Like cine a făcut saponul? Mama. Mama a făcut. Mama, de ce ai pus ciulini ăștia? De frumuse sau mama, nu-s frumos? E, dar ești nu. Sunt foarte frumos. Mama, lasă cum a pus doamna aia acolo. Nu, fiecare cu ideea ei, asta e a mea. Da, nu-mi place. Am de beton. Magazinează căldură, nu știu ce la rău. N-am văzut trucul ăla la noi în magazin. Trucul ăla? Trucul ăla ea. Aveai tu... Așa, și niște gogoșoagă să punem. Da, trucul ăla e aici. Trucul ăla este asta. Asta este, ai zis... Asta este cătină. Da. Mai sunt și ce... Gogoșari? Da, vă gogoșari voi? Da, vă gogoșari. Bă, asta a fost ca să vă putem mulțumi toți cei prezenți. Cei care au plecat. Cei care au plecat. Cei care n-au ajuns Radu aici. Radu a plecat și vă transmite salutări și mulțumiri. Radu a plecat? Da. Da. Acum dar trebuie să ducă pe Gabi la lucrurile. No, și vreau să vă mulțumim pentru zilele astea aici, pentru spațiul pe care ne l-ați oferit, pentru toată amabilitatea dumneavoastră și pentru sufletul pe care l-ați depus până acum, nu numai în permacultură, însă și pentru România și pentru această zonă. Și ne-am gândit să o facem prin acest postal, pe care, de fapt, e afișul oficial al întâlnirii de convergență de anul ăsta. Toți noi l-am semnat și e de autoria Iuliei. Și e o acuarelă care, de fapt, are... Acuarelă pe afiș, da. Da, e pe afiș. Este original. Asta e originalul și inima e în zona Malinului. Mulțumesc. E pentru tine. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Și aici avem săpunuri de la Irina. Și o mică contribuție la fel pentru Marin, pentru proiect. Strânsă de noi toți, de la noi toți, pentru tine. Mulțumesc. Și rămâne aici intenția noastră de a reveni, dacă nu în 10, din 10 în 10 ani, din 5 în 5 ani. When I'm driving in my car, I'm on the road. Nu, 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 nu